Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Între timp, la Moscova, să știți, pare să le pune ceva foarte nasol în apă. În apă? Da, sau în aer sau ceva. Ministerul Rus al Apărării a comunicat în mod oficial. Deci apare, este un băiat în uniformă care apare fața unei hărți și citește niște comunicate de pe un prompter, știi? Vezi cum se mișcă ochii. Oficial. Deci au comunicat în mod oficial că americanii vor să atace Rusia prin intermediul Ucrainei cu lilie și păsări migratoare bolnave, ca să dea bol la ruși. Serios, este păsări anunț. Bolnave? Migratoare. Deci păsări care ele migrează în Rusia. Așa. Acum vor fi învățate să migreze din Ucraina cumva în Rusia și o să fie bolnave. Acum eu știam că multe păsări din Rusia au migrat invers, spre vest. Le poți vedea dacă te duci, da. Mă rog, da. În sprijinul acestor zvonuri, Ministerul Rus al Apărării a distribuit hărți și texte și fotografii cu păsări, inclusiv sistema Statelor Unite. Bă, deci dacă e clar, dacă pui poză cu pasăre migratoare cu sistema Statelor Unite și oficial de la Ministerul Apărării, gata, se trimite atacul cu pasăre bolnăvioară. E clar că e adevărat, n-ai ce să contești, adică nu poți să pui sub semnul îndoielii asta. Da. Asta cu privește cerul e din ce în ce mai actuală și în Rusia. Rusia susține chiar că ar fi prins păsări suspecte în Ucraina. Ce bun sunt. Da. Și noi avem și momentul capturării păsărilor inamice. Astea erau păsările, cred. Am văzut filmări, deci sunt niște militari ruși în timpul operațiunii militare speciale din Ucraina, care sar gardul în curtea oamenilor și capturează păsările suspecte direct din coteț, deoarece aparent li s-a terminat mâncarea și atunci ei săracii se supun riscului de infectare cu găini furate de la bieții țărani ucrainieni. Mai sunt și capturi de păsări congelate de prin magazine, am văzut. Este o filmare în care se trage un tab de la rusesc și e tras cum ar veni cu portbagajul în ușa magazinului, înțelegi? Și ăia care dinăuntru. Hai să facem aprovizionarea, băieți. Asta armata rusă pe teren. Și o altă știre falsă distribuită de media Kremlinului, că asta este, anunță că Statele Unite experimentează cu, citez, coronavirusul liliecilor pentru a crea arme biologice în Ucraina. Deci o să-i atace cu arme biologice transportate de păsări migratoare bolnave, dar și cu lilieci. Le dă cu lilieci, să știți că avem și sunet cu liliac. Asta e. El nu se aude că e la frecvență foarte înaltă, dar așa face liliac. Seamănă cu sunetul de la Iohannis. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.